Iată-ne în această dupămasă stăm din nou în fața cuvântului Dumnezeului celui viu, acel cuvânt minunat care am dorit ca în această seară să ne sature încă o dată sufletele noastre. Amin. Pentru aceasta ne rugăm lui Dumnezeu ca El să aprindă cuvântul Său cu Duhul Său cel Sfânt. Pentru că numai o candelă aprinsă poate ca să ne lumineze cărările vieții. Pentru că numai un cuvânt care arde poate să aprindă inimile noastre ca și inimile ucenicilor care mergeau spre Emaus. Doamne, lucrează în această seară. Amin. Așa după cum ați auzit din Ioan, din capitolul 15, a fost citit un text, Iisus și vița. Unul dintre textele destul de cunoscute de către cei mai mulți dintre noi. Mă amintesc că l-am auzit din frageda copilărie în biserică în care am crescut, dar multă vreme n-am înțeles nimic din el. Deși textul acesta conține atâtea comori divine și atâtea frumusețe, multă vreme n-am înțeles nimic din textul acesta. Îl rog pe Dumnezeu ca în această seară să facă de așa natură încât oricine este prezent în locul acesta să poată pătrunde frumusețea textului din Ioan, din capitolul 15. Amin. Așa după cum ați auzit, în primul verset a textului se spune: Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vieiul. Frați și surori, în acest text, Domnul Iisus Hristos compară creștinismul, împărăția Domnului Iisus Hristos, cu o vie, cu o viță. Și pentru că esența viței este rodirea, iar de-a lungul mileniilor până astăzi, rodirea înseamnă viață. Pentru că în întreaga istorie a lumii acesteia, oamenii au trăit datorită roadelor, datorită faptului că a rodit pământul, de aceea este viață în lumea aceasta. Pentru că Dumnezeu a spus ca oamenii să se sature cu roadele pământului, de aceea, până în mileniu 3, mai există viață. Frați și surori, dacă din punct de vedere fizic este așa, aș vrea să spun în această dupămasă că și din punct de vedere spiritual este așa. Dacă trupurile acestea au nevoie de hrană și sufletele noastre au nevoie de hrană spirituală, facă Dumnezeu în seara aceasta să ne hrănim din cerurile Lui. Amin. Aici ni se spune, Domnul Iisus Hristos spune, Eu sunt adevărata viță. Întrebarea mea este, oare mai sunt și alte vițe care rodesc? Mai sunt și altele care nu sunt adevărate și totuși oamenii se satură din ele? Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vom vedea că mai sunt și alte vițe care dau roade în lumea aceasta. Deuteronom, capitolul 32, cu versetul 32, scrie așa: Căci vița lor este din sadul Sodomei și din ținutul Gomorei, strugurii lor sunt struguri otrăviți și bobițele lor sunt amare. Vinul lor este venin de șerp și o travă de aspidă. Iată o altă viță care o găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură, care dă roadă. Este vorba despre vița Sodomei și a Gomorei, care nu reprezintă altceva decât totalitatea plăcerilor lumii acesteia, a necurățiilor, a păcatelor și a fără de legilor în care lumea întreagă trăiește, așa după cum spune Ioan în 1 Ioan capitolul 5 cu versetul 19. Toată lumea zace în cel rău.
Și uitați-vă că lumea, de-a lungul vremurilor, se satură din această viță a Sodomei și a Gomorei, se satură din păcate, din plăceri, din fără de legi, din imoralități. Și acolo spune că toate acestea nu sunt altceva decât venind de șarpe, o travă de aspidă care este tot un șarpe. Există o viță în lumea aceasta care în loc să dea viață, dă moarte. Care în loc să dea hrană, dă venin și dă o travă. Și cu toate acestea lumea aleargă înspre ea și se satură din această viță a Sodomei și a Gomorei. În fiecare zi în viețile noastre ne este prezentată, ne este oferită roada viței acesteia. Pentru cei tineri și pentru cei de bătrâni nu contează. În fiecare zi suntem în situația de a alege ca să trăim săturându-ne din această viță a mizeriei, a păcatului și a imoralității lumii acesteia. Dragii mei ascultători, am dorit să înțelegem că toți cei ce se satură din ea ajung la moarte. Căci vița aceasta n-a dat, nu dă și nu va da niciodată viață, că ea înseamnă moarte aici pe pământ și moarte veșnică, despărțire de Dumnezeu pentru totdeauna. Poate astăzi ești aici în locul acesta tânăr sau bătrân. Poate de ani de zile te saturi din vița aceasta sălbatică, din vița aceasta a Sodomei și a Gomorei, a păcatelor și a fără de legilor, în care trăiești o lume întreagă nefericită. Așa ești și tu dacă te saturi, pentru că bobițele ei sunt amare, strugurii ei sunt struguri otrăviți. Unul din motivele de bază a nefericirii tale, dragul meu ascultător, este faptul că nu ai întrerupt să te mai saturi din vița aceasta a Sodomei și a Gomorei. Dacă ne uităm, vom vedea că sunt și alte vițe în Cuvântul lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură, care nu duc la viață, care n-au o roadă bună. Isaia capitolul 5 ne este prezentat vița lui Israel, pe care Dumnezeu a adus-o și a sădit-o într-o câmpie mănoasă și a făcut tot ce se poate face ca ea să dea roadă bună. Și ne spune Sfânta Scriptură că în loc să dea roadă bună, a dat roadă sălbatică. O religie, religia iudaică, între multele religii ale lumii acesteia. O religie cărora izraeliții li se părea că este cea bună, superioară tuturora. Dar era și ea o religie între celelalte religii și n-a făcut altceva decât să falimenteze și n-a putut să dea viață. Și n-a putut să sature sufletele oamenilor. Și Sfânta Scriptură ne spune că a tras blestemul lui Dumnezeu peste ea, pentru că nu era adevărata viță. Dragii mei, ea reprezintă totalitatea religiilor din lumea aceasta, spre care oamenii aleargă să-și sature sufletele lor. Vedeți dumneavoastră, atâtea religii sunt în lumea aceasta, nici măcar poate nu putem să le enumerăm. Chiar și religia creștină are atâtea colorații, sute și mii. Sfânta Scriptură ne spune că această viță a religiei iudaică n-a putut să dea viață. N-a avut roade bune, n-a putut să sature, așa după cum nu satură nicio religie din lumea aceasta, indiferent care ar fi ea, indiferent spre care alergi, dragul meu ascultător, ca să-ți salvezi viața, ca să saturi sufletul. Aș vrea să știi în această dupămasă că nu este adevărata viță, adevărata religie, că nu este locul înspre care tu trebuie să alergi ca să saturi sufletul, să salvezi viața și să capezi viață veșnică împreună cu Dumnezeu. Nu-i nicio religie mântuitoare în lumea aceasta. De aceea Domnul Iisus Hristos vine și spune: Eu sunt adevărata viță, glorie lui Dumnezeu.
Să coboare Domnul Iisus Hristos din ceruri aici la noi pe pământ, ca să ne dea viață, ca să ne sature sufletele, ca să ne scape din moarte și din întuneric, ca să ne dea un viitor și să ne dea o nădejde. Eu sunt adevărata viță. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este adevărata viță. Și Tatăl meu este vieu. Orice mlădiță care este în mine, mlădițele reprezintă Biserica Domnului Iisus Hristos, noi, care suntem în Hristos. Dar orice mlădiță care este în viță, care este în Iisus Hristos, în via aceasta coborâtă din ceruri aici pe pământ și care nu aduce roadă, spune Domnul Iisus Hristos aici, va fi tăiată și viitorul ei este aruncat în foc. Este o descriere atât de minunată a vieții creștine. Singurul Hristos, singurul drum al lumii acesteia care satură sufletele noastre, singurul care face să fie roadă în Biserica Dumnezeului Celui Viu, este Hristos, Fiul Dumnezeu, coborât din ceruri, iar noi suntem chemați în această vie a Lui Dumnezeu ca să aducem roadă, eu și tu. Dragul meu, frate și soră, dragul meu, ascultători, suntem mlădițele din vie. Întrebarea care se pune încă din primele versete ale textului este, oare aducem noi roadă pentru Dumnezeu? Pentru că dacă n-aducem roadă, chiar dacă suntem în vie, chiar dacă suntem în viță, viitorul nostru este focul. Așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă știi că ai venit în lumea aceasta să aduci roadă. De aceea Hristos te-a luminat și te-a dus în biserica sa ca să aduci roadă în lumea aceasta. Care roadă? Dacă uităm în Galateni 5:22, spune așa de frumos. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, blândețea, înfrânarea poftelor, roadă pentru flămânzii din jurul meu, care au nevoie de dragostea mea și de dragostea ta, care au nevoie de bucuria mea, de bucuria ta, de pacea noastră, care să o răspândim în jurul nostru ca și mlădițe a Domnului Iisus Hristos, roadă. O, poate vei spune, eu sunt în biserică, eu sunt în vie, eu am fost botezat cu Duhul Sfânt, eu am o vechime așa de mare aici în via Domnului Iisus Hristos. Dragul meu ascultător, tânăr sau bătrân care în această după masă ești aici în adunare, întrebarea care se pune chiar de la început este, oare rodești tu ceva pentru Dumnezeu? Oare dai tu roadă în jurul tău oamenilor frămânzi ale lumii aceștia? Oare rodești în familia ta? Oare rodești la școală unde te duci? Oare rodești în serviciu, acolo unde ajungi în lumea aceasta? Dai ceva roadă? Și dacă nu dai, trebuie să-ți spun, așa cum cuvântul lui Dumnezeu ne spune, soarta ta este una care este egal cu iadul, este egal cu focul. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu în această zi, în mod deosebit, ar vrea să ne facă să înțelegem că suntem chemați să aducem roadă, pentru că roada înseamnă viață. Și dacă noi nu avem roadă, cei din jurul nostru merg în moarte, în iad și în întuneric. De aceea semenii noștri sunt condamnați la moarte. De aceea, dragii mei, colegii noștri de clasă vor avea o eternitate cu cel rău, pentru că am încetat să aducem roadă. Așa de frumos ne spune cuvântul lui Dumnezeu în această dupămasă, aici în Ioan, capitolul 15. Rodire înseamnă viață și noi cu toții suntem chemați ca să aducem roadă pentru Dumnezeul nostru. Dragii mei ascultători, dragii mei frați și surori, însă rodirea aceasta nu este un lucru simplu de tot. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că blădița care nu aduce roadă o taie și este aruncată foc.
Dar mlădița care aduce roadă, el o curăță ca să aducă și mai multă roadă. Aici este vorba despre procesul lui Dumnezeu care intervine în viața oamenilor adevărați care aduc roadă. Pentru că dacă suntem în Hristos și dacă suntem în vie, seva Lui ne dă putere ca să aducem roadă. Taina rodirii este acolo în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar de multe ori seva aceea care vine în noi, noi o îndreptăm înspre altceva decât înspre rodire. Și mulți dintre noi creștem mari și luxuriant și ieșim în evidență și suntem așa de frumos cum nu-i nimeni în lumea aceasta. Uitați-vă ce creștin este cu tare și cu tare. Și trebuie să intervine Dumnezeu și să taie deversarea aceasta care n-aduce nicio roadă. Și ce-i dacă sunt eu mare? Și ce-i dacă eu sunt frumos? Și ce folos are Dumnezeu din viața mea care este așa importantă în mileniul 3? Dacă n-aduc roadă, nu-s bun de nimic în lumea aceasta. Este nevoie să intervine Dumnezeu, cuțitul Lui, acela care acționează în viețile noastre. Și ieri alaltăieri m-am rugat lui Dumnezeu ca să mă facă să ajung cu multă școală, să am studii superioare, universitare, teologice sau cine știe mai ce. Și El a intervenit și nu m-a lăsat. Și plâng cu amar și spun, Doamne, de ce? Că eu am vrut să fiu mare în lumea aceasta. De ce ai intervenit și nu m-ai lăsat? Pentru că ai vrut tu să fii mare. Pentru că nu știi că esența creștinismului este rodirea de care lumea întreagă are nevoie. Și eu am vrut să fiu în lumea aceasta ceva și am făcut și am drept și am acționat și Dumnezeu nu m-a lăsat. De ce? Atâția oameni de-a lungul vieții mele am auzit strigând înspre Dumnezeu mereu, de ce? De ce, Doamne? Atunci când cuțitul lui Dumnezeu a acționat ca să curățească, dragii mei frați și surori, care în această dupămasă sunteți la adunare, acea mlădiță care aduce roadă, El o curățește ca să aducă și mai multă roadă, să lăsăm pe Dumnezeu să acționeze El în viețile noastre, să lăsăm cuțitul lui Dumnezeu să taie El după voia Lui cea bună și desăvârșită, mărire numelui Său, pentru ca să aducem roadă, că lumea, că cei din jur au nevoie de roadă. Dacă ne uităm bine la oviță, vom vedea că ea este aceeași natură cu mlădița. Frați și surori, suntem chemați să fim asemenea Domnului Iisus Hristos, fiecare dintre noi, ca și mlădiță. Ca să aducem roadă, trebuie să avem aceeași natură cu El și să tragem sevă din Iisus Hristos printr-o relație vie de fiecare zi împreună cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Relația noastră trebuie să fie una fundamentală, organică, împreună cu Iisus Hristos. Altfel, nu vom putea aduce roadă. Te întreb, dragul meu creștin al mileniului 3, oare te-ai unit cu Iisus Hristos pentru totdeauna? Oare ești legat de El? Oare stragi seva din El în fiecare zi într-o viață de închinare, într-o viață de cămăruță? Oare îl întrebi astăzi unde-i nevoie de roadă ca să mă duc acolo? Oare astăzi unde-i nevoie de mine ca să fiu acolo? Ești unit cu Iisus Hristos în viața ta de închinare, de citirea Sfintelor Scripturi? Oare din El îți tragi seva sau din altă parte? Mlădița este unită cu vița, își trage seva din El și este de aceeași natură cu vița. Adică, dacă Hristos este bun și milos, trebuie să fiu și eu. Dacă El este răbdător și plin de îndurare, trebuie să fiu și El. Și în mod fundamental, dacă El este blând și smerit cu inima, așa cum El le spune, să învățăm de la El că este blând și smerit cu inima, așa trebuie să fim și noi. Numai așa vom putea să aducem roadă, dacă vom semăna cu Domnul nostru Iisus Hristos.
Dar, dragii mei ascultători, unul dintre cuvintele cele mai frecvente care le găsim în textul nostru, numai în 3 versete din 11, nu găsim cuvântul a rămâne. Rămâneți în mine. Este la motivul textului din Evanghelia după Ioan din capitolul 15. Este invitația Domnului Iisus Hristos în această zi pentru toți cei prezenți la adunare. Și ar vrea să ne spună, o, dacă sunteți mlădițele mele și dacă roiți și dacă vreți să vedeți slava și gloria lui Dumnezeu în ceruri, trebuie să rămâneți în mine. Dar oare cum? Cum se pune problema aceasta? O, frați și surori, multe dintre mlădițele care au fost în Iisus Hristos n-au rămas în El, nu și-au tras seva din El, nu au trăit împreună cu El în viața aceasta, în lumea aceasta pe pământ. Când lumea ne cheamă, când Sodoma și Gomora ne promite strălucirea și plăcerile ei, rămâneți în mine, spune Domnul Iisus Hristos. Când Mamona vine și ne promite și el valorile lui și nu putem să slujim la doi domni, Hristos ne spune, rămâneți în mine. Oh, când gloria lumii acesteia ne stă înainte și ar vrea ca să ne dăruiască multe lucruri frumoase, Hristos ne spune, rămâneți în mine, că în mine este rodirea și în mine este viața veșnică și gloria cerurilor lui Dumnezeu. E ușor să fii creștin de o zi, e ușor să fii creștin de un an sau de 10 ani, e greu să rămâi în Hristos de-a lungul deceniilor. E greu să rămâi în Hristos la toate tentațiile lumii acesteia și să nu te schimbi niciodată, să fii neclintit pe cărările lui Dumnezeu și indiferent ce se întâmplă, să rămâi în El, chiar dacă ai pierdut totul în lumea aceasta. Și au fost oameni care și-au pierdut totul, averile, familiile și chiar și viața arși pe rug, dar au rămas în Hristos, pentru că aceasta este esența rodirii. Doamne, ajută-ne în această zi ca să rămânem în Domnul Iisus Hristos peste ani. Amin. Frați și surori, oare această rămânere în El are o compensație pentru noi oamenii de pe pământ? Nu este ușor ca să rămâi în El, așa după cum vă spuneam înainte. Sunt mult prea multe ispitele, tentațiile lumii acesteia, din tinerețe până în anii adânci. Și atâția oameni mari al lui Dumnezeu și minunați au început cu El. Și așa cum spune Pavel în Galateni, au sfârșit-o în firea pământească, în păcat, pentru că este greu ca să rămâi în El. Dar aș vrea în această zi să arătăm din Sfânta Scriptură, din text de aici, căci compensațiile rămânerii în Iisus Hristos sunt inimaginabil de mari. Aici noi vedem, căci în versetul 7 ne spune așa, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Extraordinar! Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Câte rugăciuni nu îndreptăm noi spre Dumnezeu și nu s-alege nimic de ele, haideți să fim sinceri. De câte ori strigăm înspre Dumnezeu și ne întrebăm, oare unde ești, Doamne, că zi de zi m-am rugat și nu ascultă nimeni. Frați și surori, a rămâne în Iisus Hristos peste zile și ani, a fi acela statornic la picioarele lui Dumnezeu din copilărie până la sfârșit, înseamnă ascultarea rugăciunilor. Vrei să te asculte Dumnezeu? Vrei ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunile? Dragul meu ascultător, dragul meu frate și soră, condiția este ca să rămâi în Iisus Hristos. A rămâne în Iisus Hristos înseamnă o viață de dragoste, care este ambianța cerului. Cineva spunea, lumea toată nu mă ajunge, dar iubirea mi-e destul.
Iubire în familie, iubire în biserică, iubirea vrăjmașilor. Nu poți să-mi iubesc vrăjmașul, nici nu poți, pentru că nu ești în Iisus Hristos, pentru că n-ai rămas în El, de aceea nu poți să-ți iubești vrăjmașii. Hristos a făcut-o și copiii Lui adevărat o fac. Doamne, ajută-ne la aceasta! Rămânerea în Iisus Hristos, așa după cum vedem în continuare, înseamnă bucurie. De aceea, în ultimul verset spune așa: v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Bucurie în viață, toată lumea leargă după fericire. Dragul meu frate și soră, alergi besmetic în cărări care sunt rătăcitoare. Adevărata bucurie a vieții este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, glorie numelui Său. Și n-avem bucurie și n-avem fericire în lumea aceasta, că nu rămânem în El. Tentațiile lumii acestea ne-a deviat cărările pe cărări rătăcitoare. O altă răsplată a rămânerii în El înseamnă proslăvirea lui Dumnezeu de către viața noastră. Și acesta este scopul lui Dumnezeu, a nostru pe pământul acesta. Și după cum spuneam de atâtea ori, Isaia 43 cu versetul 7, noi trăim în lumea aceasta spre lauda slavei și a gloriei lui Dumnezeu. Sau Efeseni capitolul 1 cu versetul 6. Dumnezeu este proslăvit de viața noastră dacă rămânem în Hristos, altfel niciodată. Scopul lui Dumnezeu cu mine se atinge atunci când eu rămân în Iisus Hristos și eu sunt lumină și sare în lumea aceasta și numele lui Dumnezeu este proslăvit prin viața mea dacă rămân în Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să rămânem în Domnul Iisus Hristos. Și încă un lucru aș vrea să vă spun doar în câteva minute. Mlădița aceasta este cea mai tânără parte din viță. De aceea aș vrea să vă spun că textul din această dupămasă este în mod deosebit pentru tine. Dacă ne vom uita în istoria lumii acesteia, acei care au adus cea mai multă roadă pentru Dumnezeu au fost și rămân tinerii. Uitați-vă în Vechiul Testament și vom vedea că tinerii sunt aceia care au lucrat cel mai mult pentru Dumnezeu, de la fetița aceea de la Naaman sirian, până la Iosif, până la Gedeon și cei 300 de tineri, Daniel și cei 3 tineri din Israel, Samuel și David și o mulțime și o pleiadă de tineri ies din Vechiul Testament, rodind pentru Dumnezeul Universului, slăvit să-i fie numele. În Noul Testament, ucenicii cei 12 erau niște tineri. Se pare că Petru avea vreo 26 de ani când l-a chemat Iisus Hristos, iar ceilalți erau până la vreo 15 ani. Lumea aceasta a fost revoluționată de tineri. Lumea aceasta a căpătat o altă culoare prin aportul ucenicilor lui Iisus Hristos, care au fost sarea pământului și lumina lumii. Căci tinerii, de-a lungul istoriei umane, au rodit și rodesc mereu. De aceea în această seară, cuvântul lui Dumnezeu cheamă mlădițele tinerii să mai dea roadă pentru lumea secolului în care trăim. Dacă vreți, după Domnul Iisus Hristos, trezirile spirituale au fost făcute tot de tineri. În Anglia, în Londra, tinerii de la Oxford. Dacă vreți, John Wesley sau George Whitefield și așa mai departe au fost niște studenți care au aprins Anglia pentru Dumnezeu, niște tineri roditori. Mai târziu, prin anul 1904, trezirea din țara Galilor a fost făcută tot de tineri. Cel mai mare avea vreo 20, cel mai în vârstă avea vreo 26 de ani. Robert Evan. 26 de ani, iar toți ceilalți erau mai tineri, până la 15 ani. Au aprins starea Galilor pentru Dumnezeu. Frați și surori, dacă vreți, mișcarea penticostală a pornit tot de la niște tineri care erau în statul Kansas și care se rugau lui Dumnezeu, studenți,
ca Dumnezeu să le sfințească viața. Tinerii, de-a lungul secolelor și mileniilor, au reprezentat mlădițele prin care Dumnezeu a dat rod. Doresc din adâncul inimii tinerii noștri, după masa aceasta, să înțeleagă că sunt chemați la rodire. Vor merge la școală, vor merge la facultate, vor merge, se vor împrăștia din locul acesta. Aș dori ca focul lui Dumnezeu să lucreze în inimile lor. Aș dori ca ei să rămână în viță în Iisus Hristos cu orice preț, la orice chemare, pentru ca ei să aducă roadă înspre Dumnezeu chiar și în aceste zile târzii a mileniului 3. Bătrâni și în mod deosebit tineri, toți suntem chemați ca să aducem roadă. Esența este să rămânem în Iisus Hristos cu orice preț, pentru ca Dumnezeu să fie proslăvit de roada noastră a tuturor. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Amin.